Acum, ce vreți să vă zic? Când pare rău, oftim, eu vă zic. Pare rău. Frumos, elegant, decât, îmi pare rău. Ai înjunghiat un om? Acum, cred că exagerați și dumneavoastră. Faceți atacat dintr-o înțepătură de cuțit. Paul! Paul! Hai puțin să ștergi praful! E la țigară, da, se întoarce Paul ca să șteargă praful. S-a adunat foarte mult praf. Nu e la țigară, e la spital. Dar și revine el. În 3-4 zile maxim îi dau drumul de la morgă. L-ai omorât pe Paul? L-am înțepat puțin. Când mă băteam cu Maximilian, el a încercat să ne despartă și... Da, l-am înjunghiat din greșeală cu un cuțit care era pe masă. Dar n-am înțepat tare. Stai departe! Stai departe! Stai departe, că e poliția, stai acolo! Și cobaltul, stai acolo! Nu te scapă de pușcărie nimeni! Nimeni! Știu, trebuie să spun cuvintele magice. Îmi pare rău, frumos, egal. Alo? Alo? Poliția? Cineva de la omoruri? Cum adică nu e nimeni? Asta puteam și eu să vă spun dacă aveați o leacă de răbdare. Ce să spui? Stai departe! Stai acolo, stai acolo! Deci domnul comisar Grigore de la omoruri la spital. Dar și revine el. Nu în 5 minute, dar și revine. Ofițerul care se va ocupa de casă o să te prindă. Psihopatule! O să te prindă! Era un cuțit pe masă și l-am înjunghiat și pe el. Pe el și pe agenții cu care au venit să mă aresteze. Ce-mi pasă? Ce-mi pasă? O să vină pasă, o să vezi. Să te scoată din încălzire, psihopatule! Asta vroiam să vă zic. Că l-am înjunghiat și pe paznicul de la intrare. Și când l-am înjunghiat, am zgriat din greșeală și telefonul. Na, îmi pare rău că acum ai telefonul meu, nu mai ai telefonul lui. Îmi pare rău. Frumos, elegant, decât, îmi pare rău.